Salut, sunt Alesia și de fapt, azi vorbim despre maimuța capucin. Îți voi povesti trei chestii despre maimuțele capucini, dar și despre faptul că sunt niște animale de companie exotice. De facto, maimuțele capucini sunt niște animale amuzante, zucăușe și deosebit de inteligente. Ele se numără printre cele mai căutate primate ca animal de companie. De Deși este un animal sălbatic, se adaptează foarte repede și se integrează bine într-o familie care este răsfățată și iubită. Maimuța capucin trăiește în zona tropicală din America Centrală și de Sud, dar și în țări ca Argentina, Brazilia, Columbia, Costa Rica și Peru. Maimuțele capucin sunt animale de zi și, cu excepția somnului de prânz, ele își petrec tot timpul în căutarea de mâncare. Sunt omnivore, deci mănâncă nu doar fructe, nuci, semințe, dar și insecte, păienjeni sau ouă de pasăre. Cele care trăiesc lângă apă mănâncă și crabi sau scoici, spărgându-le carapacea cu pietre. Înainte de a-ți spune următorul lucru, te rog să te abonezi la canalul nostru de YouTube. Te așteaptă numai chestii interesante aici. A doua chestie super tare despre mai mulțele capucini este că de fapt sunt considerate ca fiind cele mai evoluate în privința aptitudinilor psihice. Emisferele creierului mare sunt lungi și acoperă creierul mic. Din punct de vedere comportamental, sunt animale vioaie, curioase, docile, zburdalnice și capricioase. Mai multe amănunte despre mai multele capucini ne spune colegul meu, Sever. Salut! Eu sunt Sever și sper că te-ai abonat deja la canalul nostru de YouTube pentru că urmează să afli lucruri foarte cool și interesante. Trebuie să știi că, de facto, maimuța, capucin, când e ținută în casă, învață să recunoască încă din primele zile stăpânul. La fiecare întâlnire cu acesta manifestă o mare bucurie. Dacă a supărat-o stăpânul, ea se răzbună și mușcă. Este foarte independentă și nu se supune voinței omului. Mai capucin este curioasă, pofticioasă și unele mâncăruri o aduc în stare de extaz. A treia chestie despre care voiam să vorbim este denumirea lor. Numele l au primit după ținuta pe care o purtau călugării Capucin o ramificație a ordinului călugărilor franciscani. Ei purtau o robă maro prevăzută cu o glugă imensă care le acoperea capul. În momentul în care exploratorii au ajuns în America, au găsit niște maimuții, maimuțe mici care se măneau cu preoții. Așadar, le-au numit capucini. Cred că am zis suficiente lucruri despre maimuții ca capucini azi. Așa că, de facto, ar trebui să ai o zi minunată. Numai bine, pe curând!